E groasă, dragilor. E cum vreți, domniile voastre. Am ajuns iarăși de nu știu ce. De ce vreți voi? De panorama țării astea nu se mai poate. La Suceava s-a inventat, atât de adus pe mintea, atât tu trecerilor prin cap, a inventat, știți, cu metoda accidentul, cu, știți, nu? Când te sună că pune niște bani în cont, că nu știu ce, nu mai, gata, s-a terminat cu metoda accidentul, nu mai se folosesc tâlharii ăștia, nu mai folosesc metoda accidentul, folosesc altă metodă, dragii mei, o metodă absolut revoluționară dintr-un anumit punct de vedere și extrem de dureroasă. Metoda Cruciorul. Ați auzit de metoda Cruciorul de copii? Doamna Daniela, ați auzit? Bună seara! Bună. Nu râdeți că nu-i de râs. Dragii mei, metoda Cruciorul a făcut... Doamna Daniela, am aici, așa că nu vă răspund de la cine am primit, toate ziarele mari, toate televiziunile care se respectă, ziarele mari de naționale, au informat, au rupt malul. Eu citesc câteva titluri și tu după aia să-mi spui ce este metoda Cruciorul și ce trebuie să faci ca să nu pici pradă tâlharilor. Noua metodă de tâlhărie în România, bebelușul părăsit în pustitate, nu ieșiți din mașină. Suntem o mașină, da? Nu ieșim de mașină. Metoda nouă de tâlhărie în România. Căruciorul abandonat lângă șosea. Momeală pentru ce? Bă, noua metodă de tâlhărie. Antena 3 CNN. Oameni serioși, uite ce scrie aici. Uite ce scrie aici. Șoferii sunt păcăliți cu metoda bebelușului părăsit, da? Uite, îl vezi căruciorul ăsta de aici? Îl vezi, da? Nu se vede, nu se vede prea bine. Nu se face focus. Ai un cărucior griuț. Noi am luat urmele tâlharilor de genul acesta, dragii mei. Și hai să-ți arăt că e adevărat. Dar este adevărat. Este adevărat, fii atent aici, uite că mergem acum, uite-te un pic, fii atent că am primit un pont aici în zona asta, lângă Mănăstirea Zaunca, să vedem Mănăstirea Zaunca în stânga, aici, dragilor, aici se întâmplă metoda aia, fiți un pic atent, Daniela, da, în față ca să vezi cum sunt păcăliți vieții oameni, fii atent un pic, mergi pe drum seara, vezi, da, pac, ce-i pe dreapta, Daniela, e căruciorul, este sau nu este căruciorul abandonat aici, îl vezi? Hai că pe ăsta trebuie să-l focusezi. L-ai focusat pe ăsta? Da. Hai să te dau jos. Hai să vezi cum funcționează. Hai, Daniel, fii atent aici. Hopa, ce? S-a oprit mașina? Hai să o opresc aici și aia. Tu, Daniela, tu fii atent aici. Deci așa se întâmplă. Dacă poți să crezi. Tu te dai jos, nebun de cap. Băi, ce s-a întâmplat? Băi, cu este așa? Și vii aici, știi? Nu-l găsești. Tâlhari în timp, pac, pe mașină, iau și fură. Dragii mei, despre asta a fost vorba zilele trecute, am mustit România de chestia asta care a pornit de la Suceava. Da, dragii mei, chestia asta la Suceava, de la o postare făcută pe celebre de acum Suceava Fail, un cont care prezintă tot felul de ipostaze, mai mult sau mai puțin frumoase din Suceava, dar cu mult haz anumite imagini pe care le combin, adică trebuie să fie o leacă ca să nu-ți dai seama că bă, nu e regulă. Și a pus omul așa ceva, care apare de pe un cont fals, de pe contul Municipiu Suceava, cu capa Municipiu Suceava, și o postează de acolo. Păi aveți grijă, noua metodă, care într-adevăr a apărut undeva în vest, era undeva prin America, sper să nu greșesc, sau prin țările noastre, prin Europa, nu știu, în Europa, sigur, și a apărut chestia asta, știi, el a luat-o, a preluat-o, a luat-o presa noastră națională, uite așa, da? Da, doamna Daniela, se vede, da? Noi am venit aici la marginea drumului și am văzut, este și un sac aici. Uite aici așa. Păi și nu e gol. Ce? Nu știu, uite, este aici așa. Uite ce am găsit. Mesajul. Băieți. Uite mă, ca autorul materialului. Băieți, știrea e de fix atâția bani. Veniți și luați de la Suceava, de aici, după căruciorul ăsta. Da, dragii mei, despre asta vorbim noi, nu trei surse, nici măcar o sursă n-au avut. Dacă n-a fost vorba să dea pe Suceava că-i nașpa, ce-au mai inventat golanii de la Suceava, că la Suceava se întâmplă toate lucrurile rele, da? Dragii mei, suntem păcătoși la Suceava, avem păcate noastre, dar așa ceva încă nu s-a întâmplat la Suceava. Și ca să vezi că am dreptate, doamna Daniela, îmi dai voie să-l sun pe un om care se pricepe la treburi de genul ăsta? Îmi dai voie? Nu s-a verificat așa din... Da, care? Da? Îmi dai voie să sun pe cineva? Hai, fii atent, stai că sun, stai. Rămâi aici, da? Pac, eu mă duc să iau telefonul. Fii atent aici, așa. Fii atent aici. Fii atent că sun un prieten aici. Dacă nu sun eu un prieten acum... Așa.
Ia. Ia, să atent aici. Bună seara, domnul comisar. Bună seara. Alo. Și dumneavoastră și telespectatorilor și ascultătorilor și urmăritorilor și șeruitorilor. Vă urmăresc cu drag. Domnul comisar, ne cerem scuze că vă abordăm la uitați, e vorba de Ionuț Iepureanu. Domnul Iepureanu, știu că sunteți în concediu, nu m-am putut abține, domnule Iepureanu, uitați ce se întâmplă, noi suntem la pădurea Zamca, aici am venit într-o acțiune din aia blitz, inopinată cum faceți dumneavoastră. Am găsit un cărucior la marginea drumului de copilaș și am crezut, eu cred că de aici a plecat toată povestea, domnul comisar. Ce cu nebunia asta care a rupt România în două și iarăși se Suceava capul răutăților. Da, simt natura materialului și a întrebării, deși nu aveam inițial idee despre ce ar putea fi vorba. Un fake news care, din păcate, din nou bulversează într-un fel sau altul, nu numai societatea suceveană, dar chiar și cea românească. În mai toate județele din țară am ținut legătura și cu colegi și atât de la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, dar și colegi din județele României. Da. Și s-au întâlnit cu această problemă de promovare, în special în mediul online, a unui fake news care nu poate face decât să ducă o stare de neliniște într-o comunitate sănătoasă la cap, cum ne-am dorit noi și cum credem noi că este și cea suceveană. Știți că a plecat de la Suceava toată povestea asta, de pe un site din Suceava, care a făcut un pic de catering, că toată presa națională a luat-o, domnul comisar. Adică, nu știu, nu mai înțeleg nimic, poate nu știu să fac presă. În fine. Nu e vorba de dumneavoastră, știți că vă admir și vă respect și pe toată presa suceveană. Admirația este reciprocă, domnul comisar. Poate nici noi, la nivel de instituții publice, uneori nu știm să comunicăm unele lucruri. Nu știm să le comunicăm complet, nu știm să le comunicăm la timp. Fapt care duce poate uneori și la situații în care fake news-ul sau mediul online sau anumite elemente pe care noi le considerăm neavenite reușesc să-și facă o nișă și să pătrundă spre sufletul omului, spre mintea da. Lui. După ambulanța neagră, da, care da. A rupit copiii și le-a luat organele, vine acum căruciorul nebuniei sau element facilitator, nu, de infracționalitate, care, din fericire, și un cuvânt, primul cuvânt cu bucurie pe care îl spun în seara asta, este un fake news total, dar care trebuie să tragă niște semnale de alarmă. Trebuie să încercăm tot mai mult să facem și noi, oamenii de rând, și aici o spun chiar și pentru noi polițiștii, ceea ce faceți dumneavoastră jurnaliștii zi de zi, seară de seară, moment de moment. Să verificăm știrea și să o trecem prin cele cel puțin trei filtre. Să răspundă unor minime întrebări. Da. Când, unde și de ce. Niciodată în tot ceea ce s-a întâmplat în mediul online în ultimele zile și am văzut și eu cu stupefacție cu privire la acest cărucior buculcaș, nu a răspuns la niciuna din cele trei întrebări. Dar să știți că a existat. A existat undeva în Europa sau în Statele Unite, mi se pare că o asemenea poveste, că de acolo a plecat toată nebunia asta. Am încercat și eu în limita posibilităților și trebuie să recunosc și profit de profilul emisiunii dumneavoastră și să spun că atâta vreme cât m-am lămurit că nu este în Suceava și România, nu am continuat foarte mult cu verificările, dar într-adevăr, fake news a pornit undeva din spațiul european, nu românesc. Nici acolo nu s-a verificat informația pe calitate și nu s-a ajuns la această concluzie. Acum, fără să exagerez cu nimic sau să consider într-un fel sau altul societatea românească sau bucovineană, acest gen de semi-infracționalitate sau de provocare ar fi putut fi specific, pentru că românilor le dă multe prin cap, sucevenilor, bucovinenilor, am plătit multe, ne dă multe prin cap, atâta vreme cât poți să ai metoda accidentul repetată ani de zile, cât poți să ai metoda regi de cioabă, cât poți să ai atâtea și atâtea metode. Nimic nu este de exclus, dar mesajul pe care aș vrea să-l transmit și nu aș vrea să monopolizeze emisiunea dumneavoastră, ar fi unul simplu. Cetățenii să aibă totuși până la urmă încredere în mesajele oficiale și în știrile oficiale și în verificarea oficială a oricărei informații. Am înțeles. O simplă accesare a unei informații de genul acesta prin prisma unui filtru instituțional, nu știu, să dea cetățeanul poliția, Google și ulterior prin motorul de căutare, înșelăciune, căruț și așa mai departe. Dacă oriunde ar întâlni o referire minimă cu privire la recomandări preventive sau la o speță în sine, o întâmplare, ferească Dumnezeu, care să fi fost adevărată, atunci cu siguranță astfel de informații pot să pătrundă în spațiul public. Dacă nu, ar fi bine ca aceste informații să stea la nivel de glumă sau chiar nici atât, să le dăm
automat blocare la site-ul care le promovează sau se dă chiar raportare către administratorul de site. Am înțeles. Domnul comisar, înainte să vă urez concediu plăcut, să știți că eu copii n-am găsit aici la marginea drumului, dar eu știu zile din săptămână unde la marginea drumului spre Fălticeni, pe acolo pe la galeria Mol, sunt mămici la marginea drumului care stau. Nu știu ce fac mămicile alea, vă spun cinstit, eu l-am văzut câteva ori. Da, poate eu o să ne lămurim o dată pe subiectul ăsta. Nu știu despre ce vorba, nu? Am o vagă bănuială, aveți. Cu siguranță o să facem o emisiune separată și pentru această problematică. Până atunci nu pot să le urez sucevenilor decât o seară frumoasă și să avem grijă la provocările care în continuare sunt cât se poate de reale și cât se poate de periculoase. Să nu uităm că s-a încheiat o săptămână în care, din păcate, patru tineri au decedat și nu este un fake news, iar problematica rutieră, consumul de alcool, consumul de drog este încă una de actualitate și produce victime în mod real. Mulțumesc frumos, domnul comisar, concediu plăcut și iertați-ne pentru deranj. Cum are drag? Ați auzit pe domnul Ionuț Epureanu, un om deosebit, copii n-am găsit, dar mămici sunt. Ai văzut, doamna Dana, știi locul, nu? Doamna Dana, când e din seasă, pe dreapta, acolo, câteodată, mai sunt niște mămici la marginea drumului, dar nu, că e cara, asta pentru decor, așa. Dragii mei, doamna Daniel, știi de ce nu credeam în povestea asta? Eu n-am crezut niciodată pentru copilași, pentru că la noi, în Suceava, doamna Daniela, există un zeu. Un zeu. Cine? N-am putere să-ți explic. Stai așa că aici nu știu de unde am văzut eu povestea asta. Ieri am primit. Uite, nu reușesc să scot clipul ăla video. Oprește-mi pe aici, Daniela, că revenim în două secunde. Să găsesc clipul video ca să-ți explic de ce nu se poate metoda căruciorul în Suceava, pentru că vin noi, ne apără cineva mai presus de țară. Oprește-o alea, că numai să caut clipul și vin în două secunde. Da, l-am găsit. Doamna Daniela, la noi este un dans care se face în fiecare an. Baciul județului, Baciul Gigi, îl cântă. E o incantație care este foarte veche, foarte mult strămoș. Este dincolo de daci vine. Dacii au preluat-o cu limbă de moarte și au transmis-o cu așa. Ascult un pic versul. Aici e invocat un mare zeu. E zeul Wakaka. Îl știi? Fii atent aici și un pic. Bădița fluturi, Baciul Gigi l-a cântat. Se face la întâlnirii bucovinene. Incantația asta e pentru întâlnirii bucovinene, atunci deci n-avea cum să se întâmple în cazul, pentru că eram sub vrajă, da? Eram sub vrajă. Ia ascultă versul. A? Ai auzit? Uacaca, uacaca. Asta e și dansul Wakaka. Mă tem că moia Wakaka, Wakaka. Știi ce asta, doamna Daniela? Asta este un simbol, dragii mei, trecând peste... Facem cătrinic, ce poți faci la ora asta, buza mănăstirii Zamca. Bă, dacă aia nu sănătoși, noi cât de sănătoși am fi. Dragii mei, dacă veniți prin Bucovina, veți găsi la porți chestia asta. Mâine! Wakaka! Asta o să mă urmărească nopți întregi. Dacă vedeți la porțile bucovinenilor așa ceva, asta este o lopată. E tot bădița flutura adus-o pe piață, tot Baciul Gigi, la inaugurarea, la lucrările de pe centură. O ții minte, nu? Iar când a venit el așa cu lopata în spate, ăsta este simbolul Sucevei, se caută de lucru. Când vezi așa agățat la poartă, știi că cătăm de lucru. Ne cătăm de lucru. Cum ne-am cătat noi astea trei zile, presa națională și-o cătat de lucru. Dacă vedeți așa ceva, ăsta este simbolul ne cătăm de lucru, Daniela, se poartă așa când mergi la cules de voturi, a face mi-am dat cu lopata în cap, când face domnul Flutur, sau se mai joacă așa când se joacă Wakaka, da? Wakaka. Vezi mai până o dată melodia? Nu mai poate. O să mă urmărească melodia asta. Ia uzei. Trăiască bădița, slăvit fie numele lui Baciu Gigi. Baci Gigi, Dumnezeu să-ți dea sănătate. Mulțumim frumos că ai grijă de noi. Dragii mei, de la marea țeapă, dată dintr-o glumă, avem de învățat un lucru. În Bucovina, om fi noi păcătoși, om avea noi păcatele noastre, dar chestia asta, deocamdată, n-am inventat-o noi, n-am preluat-o noi și încă nu se întâmplă la noi. Și sper că așa se rămână.
Waka. 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 Cu ce? Unde ai auzit de? Asta, asta e fake? Este fake țupuritură. Numai cu fake-uri. De la un fake președinte din Consiliul Județean Bubone. Că n-ai ce face. Waka. Waka. Da. Așa, Caterinca de țară, așa, Caterinca de administrație, așa, Caterinca de material. Iertați-ne dacă n-am fost pe gustul domniilor voastre. Un share, un like face foarte mult pentru noi. Încă o dată, de aici, din Bucovina, lui Ștefan cel Mare. Da, doamna Daniela? Wakaka. El și cu Shakira. Domnul Flutur la concurență cu Shakira. O știi pe Shakira? Vedea cu Waka, 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 da? La campionatul mondial. Nu era Shakira. Shakira versus Gheorghe Flutur. Gheorghe Flutur rămâne de pop. El cu Wakaka. Că-i mai na. Ai văzut cum făcea? Devea la aștept pe domnul Flutur. Da, dragii mei, deci din Bucovina, nu e al nostru. Ne pare rău. Ați luat apă, nu? Cum era când Nicola? Cum era când Nicola? Ce bine îmi pare că ai luat apă. Ce bine îmi pare că... Da. Veniți, informați-vă, dați-mi un telefon. Vă răspunde la telefon. Dragii noștri colegi, noi vă răspundem la telefon. Vă spunem, bă, nu e pe bun. Sunați pe domnul Iepurean. Mulțumim domnul Ionuț Iepurean, domnul comisar șef. Concediu frumos, concediu frumos și domnilor voastre. Nu o să găsiți așa ceva, că toți îți plecați la mare și la soare. Deocamdată e pustiu prin Suceava. Sus inimile. Waka, waka, waka.